Bine. Aveți cuvântul, domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Am citit textul moțiunii. Este un banc prost. Am tot zis la dezbaterile din Comisia de Afaceri Europene că ar fi bine să discutăm pe bune, serios, așezat, despre fondurile europene. Văd și azi aici că n-am cu cine, domne. Domnule Ciolacu, să nu publicați pe Facebook textul moțiunii, că vă suspendă contul pentru fake news, da? Hai să luăm pe rând. Sunt cinci mari minciuni în această moțiune, pe care orice om din țara asta, oricine, le putea verifica ușor din informații publice. Trebuie doar să citiți. Hai să luăm pe rând. Prima minciună gogonată. Vă plângeți în moțiune că în fiecare zi România pierde bani mulți. Adevărul este că în anul ăsta au intrat în România până acum 1,6 miliarde de euro din fonduri structurale. Asta înseamnă 10 milioane de euro. 10 milioane de euro în fiecare zi. Dacă împărțim pe ore, asta înseamnă 440.000 de euro pe oră. Adică aproape jumătate de milion de euro pe oră bani intrați efectiv în țară anul ăsta. Și asta înainte de PNRR. Ăsta este adevărul, găsiți informația pe site-ul MIPE. Alte 2,3 miliarde de euro aflate în procesare, bani care vor intra în țară până în decembrie. Spuneți în moțiune, citez, faptele și cifrele vorbesc. Da, cifrele vorbesc și vă fac de râs. A doua minciună gogonată. Spuneți, doamnelor și domnilor de la PSD, că, citez, absorpția curentă este la pământ. Fals. Rata absorției pentru exercițiul financiar curent este de 55%. În marja curentă a fondurilor europene, în marja curentă a mediei europene de 58%. Este chiar mai mare, notați, decât a altor state, ca Italia 53%, Spania 51%, Danemarca sau Olanda 45%. Informația este din nou publică pe site-ul Comisiei Europene. Puneți mâna și citiți. A treia minciună gogonată. Spuneți, doamnelor și domnilor de la PSD, că citez, asta e cea mai tare, ascultați, programele din cadrul financiar 21-27 nu există nici pe hârtie. Am încheiat citatul. În același text, două pagini mai târziu, pentru că autorii moțiunii n-au citit-o de la un cap la altul, scrie un lucru diferit. Programele operaționale, citez, au fost trimise toamna trecută la Bruxelles. Am încheiat citatul. Păi, decideți-vă, ori nu există deloc, ori au fost trimise la Bruxelles. Adevărul este că România a publicat încă de anul trecut prima variantă a programelor operaționale și, într-adevăr, au fost trimise la Comisie. Informațiile astea și ele publice se găsesc pe site-ul MIPE. La fel se găsesc acolo și programele operaționale întregul lor. Puneți mâna și citiți-le. A patra minciună gogonată. Spuneți, doamnelor și domnilor de la PSD, că actualul guvern nu a alocat bani pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19. Fals! 2,7 miliarde de lei au fost alocați în ultimul an pentru dotarea spitalelor din România. Sunt proiecte evaluate, proiecte semnate, proiecte în curs de implementare. Să spunem acest lucru răspicat, oamenii trebuie să știe. Fondurile europene reprezintă coloana vertebrală financiară a intervenției statului român în lupta cu epidemia. Apropo, și aceste informații sunt publice, se găsesc pe site, puneți mâna și citiți că nu doare. A cincea minciună gogonată și cea mai gogonată. Spuneți, doamnelor și domnilor de la PSD, că s-au evaporat 1,3 miliarde de euro din alocarea pentru PNRR. Fals. Alocarea pentru fiecare țară, notați, poate învățați ceva, alocarea se face pe baza unei formule de calcul din regulament. Formula e bazată pe VNB.
VNB, nu BMW, dar nu e o mașină nemțească, este venitul național brut. Informația despre cum se calculează alocarea pe țară, din nou, este în regulamentul european care este public. Puneți mâna și citiți. Doamnelor și domnilor, semnatarii emoțiunii, atât despre fake news-urile din moțiune. Haideți să vorbim despre ce vă doare cu adevărat. Văd că sunteți foarte supărați pe planul național de redresare și reziliență. Adevărul este că după ce PNRR reușește și va reuși, după ce PNRR reușește, Partidul Sărăciei, Partidul Subdezvoltării, Partidul Corupției, adică PSD, nu și-a mai găsit locul și menirea în România. Pentru că PNRR înseamnă că vom repara România după ce a stricat voi. PNRR înseamnă opusul a ceea ce face PSD în România atunci când apucă să guverneze. Hai să le luăm pe rând, da? Stați liniștiți că luăm pe rând cele 8 motive pentru care PSD fuge de PNRR ca dracu de tămâie. 1. Funcționarii. Unde e domnul Ciolacu? Văd că a plecat. Domnul Ciolacu stătea aici, la tribuna asta, acum câțiva ani și se fălea cu codul administrativ. Ne explica cum veți schimba, voi PSD-ul, cum veți schimba țara asta cu codul administrativ. Ce ați făcut cu asta? Nimic! A spus acolo un proiect pilot de pildă, examen național pentru funcționarii publici. Este în lege, dar nu ați fost capabili să-l implementați. Va da Dragnea peste degete. Vom face noi un examen național pentru toți funcționarii publici pe bază meritocratică. Servești statul român dacă ești capabil să treci acest examen. Distribuția pe post se face din această categorie. Nu se vor mai truca examene pe post. PSD fuge de acest examen pentru că înseamnă moartea pilelor. Își pierde rețeaua clienterală din administrație. Nu veți mai putea să băgați politruci în ministere și administrație. Ghinion. 2. Hai că asta e și mai tare. 2. Companiile de stat. Praf le-ați făcut. Prin PRRR vom reforma companiile de stat. Nu vor mai fi vacile voastre de mulți. Le vom audita, le vom reforma, vom scoate pachete minoritare de acțiuni pe bursă, astfel încât să întoarcem această avuție la poporul român, nu la ventuzele PSD. Trei, asta e și mai tare, pădurile. Un alt motiv de nervi pentru PSD. În 2016 am pus pe picioare radarul pădurilor. Pentru prima oară după Revoluție am oprit jaful, am oprit furtul de lemn. Dar a fost doar temporar, pentru că a venit la putere PSD cu Ciolacu, cu Grindeanu, cu Tudose și celelalte slugi al lui Dragnea. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut în 2017? Ați distrus sistemul de urmărire a furtului de lemn, pentru că mafia lemnului și PSD sunt mână în mână. Prin PNRR vom reface sistemul sumal. Prin PNRR vom urmări cu mijloace digitale toată masa lemnoasă care se taie din păduri. Tăiem accesul mafiei la păduri. Domnule George Simion, am văzut pe Facebook că vă luptați cu mafia pădurilor. Din păcate, doar pe Facebook vă luptați, că văd că semnați moțiunea alături de mafia lemnului. Să vă fie rușine. Pentru prima dată în istoria României vom avea un program național pentru împăduriri. 45.000 de hectare de păduri noi vor apărea în România prin PNRR. 4. Al patrulea motiv pentru care PSD fuge de PNRR ca dracu de tămâie. Digitalizarea în administrație. Cum a făcut PSD digitalizarea? În 2016 am găsit la guvern o căpușe care folosea digitalizarea ca un fel de bancomat personal. Când avea nevoie de bani pentru partid, Sebastian Ghiță, îl mai știți pe Sebastian Ghiță, da? Sebastian Ghiță comanda o licitație trucată. Cum facem noi digitalizarea? Vom face un cloud guvernamental, vom lega toate instituțiile între ele, astfel încât cetățenii să nu mai care informații pe hârtie de la o instituție la alta. Vom organiza licitații internaționale pentru această infrastructură și când zic licitație internațională, nu mă refer la refugiatul politic Sebi Ghiță.
8,5 milioane. 8,5 milioane de români vor avea carte electronică de identitate plătită prin PNRR, care va include și semnătură digitală. Practic, prin PNRR vom face cu adevărat saltul în epoca digitală. 5. Asta e și mai tare, spitale, domne. Da? Spitale. Vom face prin PNRR spitale cu termen clar de finalizare, cu livrabile. Ați promis, domnule Ciolacu, 8 spitale regionale. Unu n-ați fost să trăiți mâncat să începeți cât a fost la guvernare. Ați livrat doar cea mai scumpă machetă din lume. Păcat că nu e doamna Firea aici, aș fi vrut să o salut. Doamna Firea, doamnei Firea a luat 4 ani să scrie un proiect de termoficare la București. 4 ani să scrieți un proiect de cum reparați niște țevi de 230 de milioane de euro. A primit doamna Firea 10 de cereri de clarificare de la comisie. Cum ar fi să le public acum ca să râdem de Primăria Capitalei, ca să vedem ce a scris doamna Firea acolo. 4 ani pentru niște țevi și la spital a lăsat o machetă pe un hol. Ăsta este PSD la fonduri europene. 6. Educație. Vă declarați un partid social-democrat. Ați guvernat atâta timp și n-ați făcut nimic. Dar nimic pentru copiii săracilor României. Suntem țara din Uniunea Europeană cu cel mai mare abandon școlar și ar trebui să vă fie rușine pentru asta. Lansăm prin PNRR cel mai mare program național pentru reducerea abandonului școlar. 500 de miliarde de euro. Lansăm prin PNRR bursele punte pentru ca copiii săraci de la țară care nu au bani să meargă la liceu în altă localitate să primească aceste burse punte. Bani reali pentru copii reali aflați în dificultate. Ce proiecte de fonduri europene a gândit PSD-ul când a fost la guvernare? Le dădeați șepci de zeci de milioane de euro pe care le făceați înainte de campanie electorală. V-am blocat asta în 2016, sunt foarte mândru și nu-mi cer scuze pentru asta. O să vă blochez de la furt și de la risipă pe unde vă prind. 7. Mai puteți? Da, eu mai pot. Autostrăzi. Hai să vorbim de autostrăzi. Investim prin PNRR 7,6 miliarde de euro în transportul din România. Nu există nevoie mai mare pe care să o resimtă toți românii. Prin PNRR vom avea 434 de kilometri de autostrăzi noi. Își dorește PSD autostrăzi? Hai să vedem ce spune Vasile Dâncu. Domnule Ciolacu, fiți atenți că îl știți, ați angajat pe post de Agamiță Dandanache la PSD. Agamiță Dandanache, știți omul ăla, personajul fictiv care spune adevărul fără să vrea. Ce a spus Vasile Dâncu acum câteva zile? Citez, este o încercare greșită. Am pus prea mulți bani la autostrăzi. Repet, citez din Agamiță Vasile Dâncu. Am pus prea mulți bani la autostrăzi. Am încheiat citatul. Spuneți asta oamenilor din Moldova. Da, asta am făcut. Am pus mulți bani la autostrăzi și am negociat cu Comisia Europeană. Vom face A7 din PNRR. Vom începe A8 din PNRR. PSD trebuie să spună românilor dacă sunt de acord cu faptul că am pus mulți bani de autostrăzi în PNRR. 8. Al 8-lea motiv și poate cel mai important pentru care PSD fuge de PNRR ca dracu de tămâie. Am prevăzut în plan un sistem foarte, foarte strict de monitorizare și prevenție a fraudelor. Asta este ghinion pentru PSD. Nu veți putea șpăgui, nu veți putea fura banii din PNRR. Poate ați uitat, de la 1 iunie a început să funcționeze parchetul european. Da, și parchetul european, alături de DNA, alături de ANI, va fi implicat în urmărirea banilor. Doamna Chioveși, să vă păzească! Hai, aplauze pentru doamna Chioveși. Avem o româncă la șefia unei instituții europene. Ați alungat-o din țară și ați dat de dracu iar. Și apropo, domnule Ciolacu, ținem pariul, da? Demisia pe masă. Dacă este respins, să-mi dau demisia. Aștept să faceți un gest de onoare să vă dați dumneavoastră demisia. Doamnelor și domnilor, PNRR este singurul proiect de țară real pe care îl are România. Are reforme, are proiecte, are investiții, are bani atașați. Aș fi vrut
aș fi vrut și am făcut tot posibilul să am parteneri de dialog în opoziție, aș fi vrut să avem un proiect național consensual. Dar constat azi, încă o dată, că nu am cu cine. Ăsta este adevărul. PSD nu înțelege nimic din fondurile europene. Vom face reforme, vom face investiții, această coaliție merge mai departe și această coaliție face România bine. Mulțumesc! Vă mulțumesc!